Salut lume, mă numesc Sabin de la tutoriale InfoPC HiQ și astăzi am să vă prezint un nou tutorial despre Open Broadcaster Software. Fac acest tutorial pentru că cei de la Open Broadcaster Software au oferit noi upgrade-uri și setele trebuie să fie modificate. Haideți să începem. Mai întâi vom deschide aplicația noastră Open Broadcaster Software sau obiect, depinde cum doriți să-i spuneți. Am deschis-o, apoi ne vom duce la butonul Setting. Aici ne vom face un profil. Putem să-i punem orice nume dorim. Vom da pe butonul Add. Ne vom duce la butonul Encoding. Și aici neapărat trebuie să dați aici pe Encoder X264. Dacă aveți o placă video mult mai bună, dați pe Nvidia Nivens. Aici la max bitrate scrieți 20.008. Aici bifați că vreau să enable CBD pending. La bitrate dați pe 128. Channel stereo dacă doriți să se audă sunetul în două difuzoare. Formatul pe 48 de kHz, codec AAC, broadcast setting, aici vom apăsa pe acest buton Yes, la broadcast setting dați pe la butonul mod pe file output only, la file patch dați pe butonul browse, selectați unde doriți să se salveze fișierul și dați-i orice nume. Aici la replay buffer length scrieți 1. La video, recomandat ar fi să dați pe monitor în caz nu vă cunoașteți rezoluția. Aici la resolution downscale dați pe butonul none. A play, audio, la desktop audio device lăsați pe default, microfon auxiliar audio device lăsați pe default, la hotkeys vă puteți pune o tastă pentru a porni înregistrarea pe care nu o folosiți, a play, advance, use multi-hertz optimization. Aici la procesor priority class dați pe butonul high neapărat. Aici la X264 CPU preset dați pe very fast în caz de aveți un i7 din acela mai slăbuț, un i5 cum am eu acest procesor. Nu este cine știe ce procesor. La super fast. Encoding profile high. Like quick sync encoder. Nu bifaz, nu umblați pe aici. Orice ar fi. La microfon noise gate. Dați pe enable preview. Și normal, dacă aveți... Dacă sunteți acum în live stream sau într-o anumită înregistrare, o să apară cum funcționează microfonul dumneavoastră. Accent switcher, dați pe acest buton start și bifați această căsuță. Apoi dați play and ok. Aici o să vină programul cu o scenă pusă, însă aici nu vom avea nici la search nimic. Vom da click dreapta, add și monitor capture. Ok și ok. Și dacă vom da preview Steam, display-ul nostru va fi afișat. Apare așa pentru că fiecare fereastră se filmează pe ea însăși. Nu, dacă doriți puteți să și filmați, dacă doriți vă pot și dovedi acest lucru, acum filmăm cu Open
Broadcaster Software. Putem filma în orice loc anume. Să închidem, să intrăm într-un browser. Acum vom da stop record. Stop record. Apoi vom duce unde am salvat fișierul. Și îl vom executa. Și după cum vedeți, ecranul dumneavoastră a fost filmat cu succes. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, deci ciao ciao!